Salut lume, eu sunt Magic Weapon și da, am terminat cu succes acoperișul și de la distanță m-am dus să mă uit, arată chiar foarte, 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 foarte bine. Acum tot ce trebuie să facem este să umplem aici toată asta, numai că cred că am făcut o mică greșeală aici sau nu sunt sigur. Da, am făcut o greșeală. Astea nu sunt bine puse aici, din păcate. Trebuiau puse altfel, dar... să vedem. Nu ăsta. Unde naiba sunt toate, băi? Așa mă enervează când am inventarul plin de diferite tipuri de lemn. Deci, trebuia să pun așa, mi se pare. Sper că așa trebuia să spun. Ok. Trebuie să fie o cale să mă sui acolo sus, fără să mai consum toporul și toate astea. Așa, o luăm pe aici, cel mai simplu. Mergem pe aici. Mamă, doi creeperi jos. Dacă am căzut, aia e. Ăla sunt. Ok. Papalem. Sau nu papalem. Nu știu cum să fac încăpere aici. Adică... Va trebui să mă mai gândesc puțin. Până un alta acoperim aici. Hop. Așa, aici văd că am fost mai deștept și mi-am făcut scara. Ok. Și casa este acum terminată în proporție de 25%. Fiindcă, de fapt, 25%, cred că 30%, să nu exagerăm. Fiindcă tot ce a fost mai greu a fost să fac scara aia în jurul copacului care să mă aduc aici. Și acum totul este mult mai ușor, adică să umplu, trebuie doar să umplu spații. După cum puteți vedea și voi, tot ce am de făcut este să umplu spații pe aici. Și sper că arată bine chestia asta, că dacă n-arată bine mă piși. Grav, grav de tot. Hop. Hop. Și hop. Alei, hop. Oh, shit. Asta nu trebuia să se întâmple. Dar mă rog. Pac, pac, pac. Mamă, dacă picam era urât, iar trebuia să mă urc înapoi. Ok. Mamă, și ce repede se duce și lemnul ăsta. Deci cred că fac crize dacă trebuie să mă duc înapoi pentru tipul ăsta de lemn. Hua! Și-am umplut o parte întreagă. Wow, suntem tari. Și haideți să vedem cum arată treaba asta mai de la distanță. Ah, gaura de covrig. E acolo și e mare gaura. Ups, și ce e acolo? Ah, sunt scările de care o să scap. Până una alta să iau astea, fiindcă îmi trebuie. Cel puțin cred că o să-mi trebuiască. Ah, nu, am destule de-astea, dar haideți să folosim lemn de junglă, fiindcă din ăsta n-o să mai avem nevoie să folosim, deci e ok, să-l luăm și să-l folosim. Oh, fuck, ce era să pic aici, Doamne Dumnezeule, stați puțin, aici avem, da, tot două pătrățele, este bine. Și începem să punem lemn.
Ah, da. Off camera am picat de aici din vârf și am rămas cu jumătate de viață. Fix jumătate de viață, deci vă puteți închipui cât de badass sunt. Sunt foarte badass. Haideți să și dormim. Like a boss. Dormim ca constructorii... Mă scuzați pentru cacofonie. Dormim ca și constructorii americani pe vremuri, când au construit toate chestiile alea, cum se numesc, toți zgârienorii. Ei dormeau în aer, pur și simplu. Numai că diferența dintre mine și ei este că eu am avut pat și ei nu au avut niciun pat. Deci eu sunt mai boss decât ei. Eu dorm în pat la atitudine. Atitudini foarte mari. Sau nu știu dacă se numeau altitudini, dar asta este partea a doua, nu mă interesează pe mine. Ok. Pac 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 pac. Asta îl scoatem ca să n-arate urât. Pac pac pac. Și nu mai avem lemniară și îl desfacem pe ăsta și cred că o să ne ajungă la fix. Bine că ne mai trebuie, bine că mai avem și stack de lemn neprelucrat, fiindcă îmi trebuie pentru cămăruța asta. No, no, no. That's not good. Ok, și am ajuns în vârf. Nu mai pot să fac decât o singură chestie. Uah, like a boss. Frumos. Și am umplut și aici. Da, arată chiar bine. Mă gândeam ce ar fi dacă aș înlocui tot stratul ăsta exterior de lemn și l-aș pune cu lemn din ăsta. Doar că nu mai am lemn pentru treaba asta, așa că o să mă ocup la sfârșit de treaba asta. Ok, mai avem lemn dintre toate momentan, momentan. Scăpăm și de scorul ăsta și din cauza ei n-am acoperit aici. Da! Mamă, ce era spic. Mamă, m-am speriat, m-am căcat. M-am căcat acum. Nu, 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 nu. Eu vreau să mănânc și plantez lemne. Plantez lemne. Mulțumesc, gramatica. Arată cam... Cum ar fi să plantăm lemnele așa, dar nu se pun... De fapt e bine, e bine, e bine. Așa trebuie puse. No! Cum ai reușit tu să te pui invers? Și facem încăperea din lemn complet. Te rog să nu dai pe afară. Dă pe afară și se vede gaură, urât, urât, urât. Cum să astupăm noi chestia asta? Idei, idei, idei. Aș putea spun un rând de glowstone aici. Da, am glowstone mult jos. Ok, Chuck Norris s-a activat. No problem. Au. Chuck Norris nu-și rupe oasele. Stați, că oasele nu-l pot rupe pe Chuck Norris. Of, de ce am făcut eu, de ce m-am băgat să fac o glumă cu Chuck Norris și am și eșuat-o? Îmi trebuie glowstone, care l-am lăsat aici și este o grămadă de glowstone. O grămadă, o grămadă, o grămadă, o grămadă. Și putea să iau și niște bricks, fiindcă am niște idei cu bricurile. Chestiile astea le-aș lăsa aici momentan, fiindcă nu-mi trebuie. Tot ce aș lua ar fi blocurile de quartz, blocurile de gold, o să vin mai încolo după ele. Să termin mai întâi prima parte din casă și după aia. Ok.
Iau-te-i cum au supraviețuit în umbra dată de casa mea cea măreață. Iau-te cum arată, Doamne ajută! Și oferă adăpost multor zombii. Critical hit! Moci, i-am dat, l-am julit, iau-te, i-am dat și foc. Rușine să-ți fie, scheletule, dai în mine. Ai văzut ce ai pățit dacă ai dat în mine? Altădată nu mai da, asta e că ai murit. Ups. Am omorât un schelet inocent, ce să fac? Mă simt, o să mă simt vinovat toată viața. Să omor, să tai algele astea, fiindcă arată urât, urât de tot. Și cresc, domne, cresc ca dracu. Se mulțesc ca insectele, mai rău. Insectele măcar se mulțesc doar vara, astea cresc și pe perioada de iarnă. Ok. Casa vieții. Episodul 5 sau 6, cred că e 6. Până acum, până în acest episod, am reușit să terminăm 30% din casă. Hai că e bine, e bine. Poate în 20 de episoade terminăm și noi căsuța asta. Da, căsuță. Da. Bun, și punem așa. Da, arată bine. Da, merge, chiar merge. Doar că arată dubios geamul ăsta așa în coz. Și nu arată prea dubios, arată... Da, merge. Bun, putem să ne ocupăm și noi de continuarea acestei case epice. Aici o să fie picturi și tot felul de chestii. Cum să continuăm noi această casă epică? O vom continua. O vom continua. Cu ce lemn? Avem foarte mult lemn de junglă, văd. Ăsta este sprusul, deci am putea să continuăm cu parchet negru, da, să fie o casă mai muntoasă. Aici vreau să fie un mic, o mică chestie, o intrare, o... nu știu cum să-i zic. De unde să înceapă? Vreau să văd. Se fac... nu, trebuie stone normal, drace. Nu m-am gândit. Se poate face stone... așa mă, de-astea. Stone brick stab. Mushroom, cine are nevoie de așa ceva? Hă? Ok, luăm 18 de-astea. Și vedem... cum iese treaba asta de aici. Bineînțeles, mai întâi acoperim cu parchet. Ok. Și vreau să fac o mică chestie aici, să arate frumos la intrare. Nu prea mult. 3 pe 3 ar trebui să fie suficient. Ce? Nu mi l-a dat înapoi? Ce jiguși, ordinari. Cred că mai bine facem așa. Nu, asta chiar nu merge. Și aici o să fie glowstone pus aici, aici. Și așa. Așa o chestie să arate mai... șmecher, nu știu, mai bizar. Da, ar merge, ar putea să meargă, da. Deși am o găleată cu apă. Să nu spuneți că eu am mers la mina până acum fără o găleată cu apă, că mă împușc. Vreau, da, chiar vreau să fac chestia asta. Să pun aici geam. Geam. Și aici să pun apă, să plutească apă, frumos, dacă se poate. Dacă nu se poate, vedem noi ce facem. Apă avem, iron avem, modul Chuck Norris activat. Au. Va trebui să recurg puțin la off-camera, fiindcă... Nea,
Ce să fac? Nu pot și eu să am idei în continuu. Dă-te de aici. Vreau doar găleți cu apă. 3 găleți cu apă. Și hai să aruncăm gunoaiele aici, că nu, chiar nu mai pot să stau cu ele în inventar. Dacă tot vom reorganiza totul, vărs totul aici. Nu mai trebuie să mai fie chesturile organizate, fiindcă oricum le mut sus. Și iară trebuie să dormim. Aoleu. Dormim cam mult în noi, așa, de felul nostru. Hai. Hai, mă, dormi. Mâncați aș. Na. Dorm acum, dorm. Dorm de rup 4. Ok. Asta înseamnă să construiești o casă în Minecraft. Pe modul survival. Ore bune să stai și să te gândești, să-ți vină idei. Și în momentul în care greșești ceva, să înjuri de toți morții și răniții. Bineînțeles că am greșit și n-am luat apă, băgamie și... am urcat toată scara fără să iau apă. Atât ai trebuie să mă atace că... Mamă, ce-i fac? Ok. Hua! Nu vreau gunoaiele tale. Gold căcatul ăla de shovel, cum dracu se cheamă. Gold căcatul ăla de lopată nu îmi trebuie. Aoleu. Ce casă înaltă am făcut. Mult prea înaltă. Doamne, și cum vine? Dă pe afară! Jesus Christ! Am făcut stone step-urile degeaba. Stai deja. Ok, așa, frumos. Și dacă facem noi așa... Nu mă da jos. Vedeți? Magie! Asta se numește magie, doamnelor și domnilor. E? Cine mai are aputitoare ca Magic Weapon? Hă? Nimeni, mă, vă zic eu. Sunt unic aici. Deși... Doamne, ia. Stai să vedem cum arată. Brainfuck. Este perfectă. Perfect pentru intrare așa în casa mea. Astea arată cam... O să lăsăm așa și le-am luat înapoi, sper, n-a căzut nimic jos. Și acum avem o mică chestie ciudată la intrare, stai să facem frumoasă până la capăt. No! Așa, și punem torță care s-a pus așa. Nu pot să pun torță pe asta? Punem torță așa. Fie mai... Nu-i nevoie de torțe, glowstone-ul e de ajuns. Ok, avem o mică chestie ciudată la intrare, la care m-am chinuit mai mult, mai bine de jumătate din acest episod. Să continuăm să umplem, să umplem. O să umplu toată suprafața de aici până acolo. Fă-ți o casă în copac. Va fi extraordinar de amuzant. Ok. Tot ar trebui să fie de ajuns pentru partea asta. Trebuie o groază de lemn. Zicea cineva să-mi pun timber modul? Nu îmi trebuie. Adică mi-ar trebui, ce-i drept. Doar că... Eu am în cap să fac o serie vanilla, fără niciun mod. Deci, practic, nu prea aș putea să bag timber modul. Păi de capul meu și de zilele mele cât acasă am zis să-mi fac
Oi de capul și de zilele mele. De ce am zis eu să fac dita mai casa în halul ăsta? Cum o fi? Nu! Mă duc înapoi după ea. Și acum, fiindcă mi este foarte lene. Nu. Mă scuzați, îmi cer scuze, mii de scuze, dar nu mai vreau să mai fiu Chuck Norris. L-am luat? L-am luat, cum să nu. Așa. De fapt, mie. Te rog, dă-mi-l și pe ăsta. Așa. Fapt, pe astea o să le pun așa. Și o să fac aici, o să pun geam. Așa. Nu merge prea bine decât dacă e așa. De fapt, haide să-l facem pe tot. Tot. No! De ce? De ce-mi tot cade lemnul? Hă, ce țigan. Minecraft-ul e țigan. Îți fură din lemne. Ce interesant. Și astea o să le sparg. Bineînțeles că o să... N-au căzut pe jos. Mamă, mir. Miram aș. Bun, și lăsăm așa până la urmă. Și spargem și ăsta, bineînțeles. Ok. Pac. Așa arată mai bine. N-o să mai pun nicio pictură. Și picturile o să le pun aici. Doar că am uitat un mic detaliu. Cum se face o pictură? Hai să vedem cum facem peretele aici, fiindcă vreau să fie un perete, să fie ceva de genul al doilea hol. Sau... Cum să fie? Dormitorul trebuie să fie sus, la etajul 2. Și vreau scara să fie în cealaltă parte. Ce cu gaura aia acolo? Eu am lăsat-o așa. Nu pot să cred cum am lăsat eu o gaură în casa mea frumoasă. Oricum, cred că aici nu mai am treabă, pot să sparg astea și să le iau înapoi și să umplu aici de tot. Cu lemnele pe care, bineînțeles, nu le am. 4. Da. Vă mulțumesc că m-ați urmărit tuturor. Da. Sunt cam sec astăzi. Da. Eu am fost Magic Weapon. Salut. Salut.